plus 2 ampere, plus de pătrat. Bun. Și acum ce să facem? Ia uitați-vă la 2 ampere. Să scădem cu 2 ampere din ambimentul. Ne scădem minus. Da, să scădem minus 4 ampere. Scădem de 4 ampere. Adică așa scădem cu 2. Trebuie să scădem cu 2. Din ambimentul. Dar nu... Păi cum? De ce nu poți? Și nu poți spun 0 acum? Am înțeles. Am înțeles că spun așa. Că... Nu știu ce să... mai 2 ani. Mai 2 ani. Minus 2 ani. Minus 2 ani. Ce ce ar însemna? Ar însemna 2 ani. 2 ani. Rămâne și mai 2 ani. 2 ani. Mai integral. Decât a la a doua plus b la a doua. A la a doua plus b la a doua. Atât. Atât răbdă. Că plus 2ab minus 2ab, a doua plus b la a doua, da? Dar bun, ce să fac acum? Acum, să scădem în ambii membri un 2ab minus 2ab și o să stăm așa în dreapta. Deci minus 2ab și apare echivalent. Cât o rămas în stânga dacă se referă? 0 mai mic egal decât a pătrat minus 2 a pătrat la mijloc și plus 2 pătrat. Auzi, stai, dați-mi o opinie. A minus b la 2 a minus b la 2. Deci echivalent asta, echivalent. Poate spune că 0 mai mic egal cu a minus b. Tot la 2. Și 0 cum faci să fie mai mic? Deci a minus b tot la 2 fie egal cu 0. Practic, nu. Întrebarea este, o fi asta adevărată? Da. De ce? Ba nu, frate. Ar putea fi adevărată? Da. Asta zice. Păi dacă e un număr, scădem un număr și adunăm ceva. Dacă adunăm decimale. Gândiți-vă că sunt rații decimale. Copii, și o să fie vreodată număr negativ, dar ei nu știu. Adică minus 1, minus 2, minus 3. Adică acolo, am minus 3 totul la doua, o să îi tot de adevărat, e pozitiv, e mai mare, egal de 0, indiferent ce aș vei pune. Da, da. Pentru că dacă am chiar 0,001, minus 0,000, o să fie mereu peste 0. Și dacă am 2 minus 3, dacă ai 2 și pe 3, da, e data trecută. E pe numerele decimale. Dar ascultă, zicem că așa. Dacă ai 2 minus 3, este a fi minus și a doua? Minus 1 la a doua e minus. E pozitiv întotdeauna, dar nu știu. Să vedem aici ce mai facem noi. Pentru că... Dar nu mai e așa ceva. Deci, vreau să vă atrag atenția că subiectele acestea care sunt prea așa mistere, da, cum zici ta chiar? Normal, adică ei ar trebui să știi, să-i spuneți adevărul. Totdeauna, orice număr din zici la a doua, face un număr pozitiv. Indiferent. Deci, dacă îmi dă minus sau îmi dă plus acolo, la scădere, nu are importanță că la pătrat va face un număr pozitiv. Deci sunt acum în situația asta de a spune că ăsta este un adevăr, indiferent ce numere cunoscuți pe oraș. Dacă zic 2 minus 3, 2 minus 3, cât face? Minus 1. Minus 1. E datorie, da? Și minus 1 la a doua, la a patra, la a șasea, la a opta, la a patra, totdeauna face plus. Înțelegeți? Și de ce e? Nu înțeleg. Dar trebuie să înțelegi și să punem această chestie deocamdată. Dacă îmi vine vreo idee alta decât asta, o să mă duc, dar nu las ieșitul ăsta în drum. Așadar, am ajuns la un adevăr. Să scrie mare. A minus B totul la a doua. Avem adevărul. A. Scrieți mare totul la a minus B. Totul la a doua. Deci A minus B totul la a doua. Domnul profesor, acolo, am pus și partea la urmă, dacă ai vezi băieților. Deci, tot timpul, indiferent ce A și B vei spune, totdeauna A minus B, totul la A, e mai mare egal decât 0. Ca 0, băgați așa. Deci, indiferent ce punem acolo. O să țin minte, sigur. Așa, țineți minte, că e foarte important. Acum o să vă ajut, dar vreau să și-am spus cu ele. Bravo. Foarte bine. Acum,
În baza acestui rezultat adevărat, eu plec de la el. Și atunci, dacă plec la el, am cu cine este egal la minus B totul la doua. Da. Cu cine e egal la minus B totul la doua, copii? Este egal la profesor. Cu cine? Cu cine scrie acolo? Cu A la a doua, ca și formulă, dar A la a doua. Minus B la a doua. Minus 2 a B. 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 Plus B la a doua. Dar mai mare. Minus mai mare, dar decât 0. Da? Mai negativ de 0. Acum, asta de sus am transcris-o așa, pe baza formulei. Acum, o să adun un 2AB și în stânga și în dreapta, deci plus 2AB peste tot, și ea devine acum. Ce devine? Spuneți-mi voi ce devine. A la doua. 2AB minus 2AB? Da, eu sunt A la 2 minus. Deci vine A la 2, doar plus B la 2, e mai mare ca minus 2AB. Și mai adaug acum un 2AB. Mai adaug un 2AB în ambele. Și ea devine ce dacă mai pun un 2AB în ambele? Devine A plus B totul la 2. Hai să scriem așa. A la 2 plus 2AB. Plus B la 2, mai mare egal decât 4 AB. Și acum asta s-a scris. A pătrat plus 2 AB plus B pătrat? Cine este? Păi este A plus B totul la 2. Înseamnă A plus B. Totul la 2 este mai mare sau egal decât 4 AB. Mai mare egal decât 4 AB. Și cum va trebui să da. Este exact relația care trebuia demonstrată. Deci cum se pune asta? Cum se demonstra? Corect ar fi fost așa versul. Plecăm de la adevăr și adunăm 2AB sau chiar 4AB de la început. Și atunci 4AB scăzut 2AB face doar 2AB și iată că vine acus de totul la a doua și atunci este inegalitatea cunoscută. Noi n-am pornit așa. Am transcris-o pe asta până am dat peste adevăr că nu știam să plecăm de la asta. Că nu poți să știi așa peste noapte, eu de aici pleci. Este o tehnică pe care vreau să vă anunț. Că atunci când mi se cere să demonstrați ceva și nu vă prindeți deloc, o mai prelucrați pe aceea, o mai aranjați într-o altă formă, că poate, poate, undeva începe să se vadă la orizont. Este de parcă ați fi în ceață. Da? Parcă ați fi în ceață. Și vreți să ieșiți din situația, să lăsați soarele. E pentru chestia asta, o transcriem, aranjăm și abia după aceea vedem exact cum arată inegalitatea. Știți care e și punctul de problema? Te rog. Perimetrul unui dreptun este 1,8 cm. Perimetrul unui dreptunghi, perimetrul dreptunghiului este egal 1,8 cm. Notăm că este mare area dreptunghiului. Deci să scrie, perimetrul unui dreptunghi este egal cu 1,8 cm. Este mare area dreptunghiului. Este mare egal area dreptunghiului. Demonstrați că este mare. Este mai mic egal decât 0,45 cm pătrat. 0,45 cm pătrat. De la ce plecăm? De la ce știm? Știm că 2 pe lângă A, latură mică plus latură mare, așa, 1,8. Deci, deci 2 pe lângă. Deci, deci, perimetrul unui dreptunghi este egal cu 1,8 cm, da? Vom împărți prin. E echivalent, echivalent. În loc de perimetru scriu și ce știu eu, 2 pe lângă L mare plus L mic. 2 pe lângă L mare plus L mic. Egal. Egal cu 1,8 cm. Împărțim egalitatea prin cât? Prin 2. Prin 2. Daria, te joci. Daria. Daria.
Ce faci? Hello. Te filmezi. Da? Și eu mă urmă de cei deci, mă țin din nou. Și a devine lămare cu slăbit. Lămare plus slăbit. Este egal cu cât? 1,8 pățată? 0,9. Bun. Dar eu am o inegalitate care spune așa. A plus B. A plus B. Totul la pătrat e mai mare egal decât spațiul la B. Deci asta a spus că e adevărat. Muncită de noi, muncită. Dar indiferent ce aș și pe folosit. În loc de aș și pe, hai să-l folosim pe rând mare și pe mic. Corect. Deci A mic se egal cu L, să spunem, mare, iar B egal cu L mic. Ce devine relația asta? Devine. L mare plus L mic. L mare plus L mic. La ăsta. E mai mare egal. L mare plus L mic la pătrat, e mai mare egal. 4, ori L mare înmulțit cu L mic. Bun. Dar L mare ori L mic cine este? L mare ori L mic. Cine este? Nu, cine este? Cine este? Aria. Aria. S. În problemă. E notată aria cu S. Și atunci apare că L mare plus L mic egal, la pătrat e mai mare egal decât 4 ori S. Că L mare ori L mic este aria care s-a mutat cu S. Și știm că L mic cu S mare este 0,9. Da. Eu nu știu că L mare. Uitați, bătați, ați aflat aria. Ați aflat. Așa, da? L mare plus L mic și este... Mai jos. Așa, este 0,9. Da, 0,9. Și atunci ce-i valoare? Cu 0,9 la pătrat, mai mare egal decât 4 ori S. Împărțim totul prin 4 și echivalent. Va spune că 0,9 la pătrat, să vedem ce face. 0,81. Da? 0,81. Este mai mare egal. Dar n-ați împărțit prin 4. A, 0,81 supra 4, atunci. Da? 0,81 supra 4 e mai mare egal cu S. Adică, parcă aș spune că S e mai mic egal, că citesc invers în realitatea, S e mai mic egal, că 0,81 împărțit la 4, ia vedeți că face 0,81 împărțit la 4. Și am nevoie de L mare plus L mic, am împărțit pe 2 și este corect. Da. 0,9. Am plecat de la inegalitatea cunoscută. Asta este inegalitatea. Și am locuit pe A și pe cu L mare și L mic. L mare plus L mic este 0,9 la pătrat. E mai mare egal decât 4 L mare ori L mic, care este suprafața. Și de aici ne se că 0,91 și 81 și corect. Da. Supra 4, la împărțitul 4, la mare egal ca S. Iudi S mai mic egal decât, așa că ne dă 9, este corect. Da, să nu spune, dacă mai zis mai 0,205. 0,025. 0,025, da?
2025. Da. 2025. Da. Și era 045, nu? Și era 045, ca și cum l-am fi împărțit la cât? La 2? Nici la 2 măcar. Nici la 2, nu. Asta este corect. Acum am ca noi, este corect de câte știu. Ne pare rău că îl dezamăgim pe autor, dar inegalitatea, am demonstrat-o, ea este corectă și am folosit exact raționamentul acesta, ce înseamnă la nevoie dintre lungimea, lățimea. Dar trebuia să rămână acolo 1,8, perimetrul trebuia să dea 3,6 atunci. Ca nouă sângă lungimea cu lățimea 1,8, atunci era 0,45. 0,45, da. Deci 3,6 se fost perimetrul. Da, 3,6. Dar nu o să ne dea 1,8, nu ne-a fost. Poate dacă ar fi spus semi-perimetru este 1,8. Perimetrul unui dreptunghi este 1,8. Modificăm asta ca să ne zicem 3,6, ca să fie 3,6. Da. Și atunci inducem pe punctul. Așa, și atunci vine... Acolo nu ne-a fost să ține 1,8. 1,8, da. Da. Aici vine 1,8 la pătrat. Și atunci am suma ăsta, suprafața o să fie mai mică egal de 0,45. Așa. 0,45. Haideți să vedem mai ce noutăți. Da, chiar foarte multe noutăți și interesante probleme. Am înțeles. Eu încerc acum să fac efort să vă transmit un mesaj. Și vreau să înțelegeți așa. Autorul mi-a spus, vă dau eu două relații. La punctul A, nu degeaba pe de-aia dată. Vă dau două relații deștepte, le luați ca fiind bune, nu ne spune cum să le demonstrăm. Nu ne spune să le demonstrăm, ci ne le dă ca fiind niște relații adevărate. În clasa a șaptea le învățați că sunt corecte. Acum, din ele, pe ele două le puteți folosi, ne zice autorul. Le puteți folosi și să iasă asta. Deci cele din cele două, să iese inegalitatea 4AB mai mic egal de tacus B totul la pătrat. Momentul cel mai tare este acesta. Nu prea am avut încredere în formule. A trebuit să le tatonăm, să vedem dacă sunt adevărate. Am plecat de la faptul că Daria s-a păcălit și a zis că ar fi fiecare la pătrat. Nu? L-a pus B la a doua, face la a doua ori B la a doua, sau pus B la a doua, la a doua, pus B la a doua. Greșit. Am dat exemple, contraexemple. Și am constatat că este clar, formulele sunt corecte. Pe baza acestor două formule, să le obținem pe asta. Apoi inițiativa, hai să le adunăm, hai să le scădem. Dacă le scădem, pare să scăpăm de a pătrat și a pătrat aici, și pe apare 4 ape. Da. Dar cred că autorul a făcut așa, n-am muncit de la asta. Ia să mă întâlnesc. Suntem și așa, și eu aș fi plecat așa. Da. Ce încerc, aici, în spațiul ăsta. Înțelegeți? Încerc și varianta asta de scădere. Să vedem dacă atingeam... Așa. La inegalitatea asta. Da, am înțeles. Așa. De mai scrie încă o dată. Da. Revin asupra stilului de lucru. Și ia să vedem ce se întâmplă dacă le scădem. Da, știi? Deci, să-mi spuneți că se rămâne și timp pentru... Da, pentru Mario. Mario, da, să-mi plică. Da, repede faceți-mi. Da. A plus B, totul la 9. Minus A minus B, totul la 9. E mai mare egal decât la scădere decât 4 la B. Da? Ca pătrat scăzut, A pătrat scăzut, ci B pătrat scăzut, pătrat. Și 2AB. Minus minus 2AB, minus e plus 2. Plus, minus cu minus e știu, domn profesor, la 4, 7 stelii, deja știu. Când minus cu minus am înțeles, e plus, întrebați, știu. Da? Da. Bun.
Și acum, dacă din ceva scade altceva și mai mare egal. Nu, egal, este egal aici. Acolo e egal, corect. Da, egal, că a fost egal aici. Da. Inclusiv, prietenul nostru Mario este acum antrenit. Și Mario spune așa, totdeauna descrezutul e mai mare dacă din descrezut scad ceva și face atâta. Și renunț la asta, renunț la scăzător, el e mai mare corect decât rezultat. Da? Deci de aici rezultă foarte rapid că A plus B, totul la plătat, e mai mare egal decât 4AB. Pentru că nu mai scad. Deci nu mai micșorez. Și e mai mare egal decât 4AB. Și trebuie să ești. Ați înțeles? Nu. Nu s-a înțeles. Deci din ceva scad de altcineva și face atâta. Păi de unde ieșiți voi dumneavoastră? Păi descăzutul meu scăzătorul e egal cu cine? Păi la diferență. Așa e descăzutul de diferență. Deci descăzutul, numai dacă scăzut pe 0 e egal. Numai când ai egal cu B. 0 egal cu A. Înțelegi? Deci ai 3-2. Așa. 3-2, da? Da, da, am înțeles, dar... Este egal cu 1, 3-2, da? Dar dacă... Când e mai mare? Când... Deci, dacă nu scad nimic, rămân, dacă nu scad nimic, rămâne egal. Dar dacă scad ceva și el, relația e egală aici, atunci, fără discuții, că... Așa, haide, haide să 3-2, profesor. 3-2 egal. Nu, 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 numai că mă refer de unde știți dumneavoastră că A plus B totul la a doua minus A minus B totul la a doua de 4 AB. Păi de aici. Uite de aici, că le-am scăzut. Le-am scăzut membru cu membru. Cele două relații. Asta la pătrat, scrie asta la pătrat, egal cu din toată asta scad de toată asta. Și A pătrat minus B. Și A pătrat scăzut A pătrat să duc ce? B pătrat scăzut B pătrat să duc ce? Și 2 AB și minus, plus, minus 2 AB, adică plus 2 AB. Minus vine plus 2AB, fac 4AB. Cu această inegalitate a devenit mult, a fost mult mai ușoară, să zici, da? Noi, având-o pe culoarul celălalt să le demonstrăm, nevoie să o demonstrăm, am analizat-o cu mai multe grijă și am transcris o inegalitate într-o una echivalentă și așa tot m-am dus de aproape. Deci, cum dă profesor, mie ce să-mi rămână din asta? Că A minus B totul la a doua, întotdeauna e mai mare egal de 0. Sigur că da, sigur că da. Și că A plus B totul la a doua e mai mare egal de 4 AB? Un alt adevăr? Un alt adevăr, final. Deci, cum când îi scad tot la a doua, e mai mare egal de 0? Rămâne ăsta cel mai mare adevăr. Adevăr. Iar ăsta de aici se deduce din ăsta. Uh-huh. El se lucrează din ăsta. Deci, și pozitiv și ăla clar că e plus întru ei. Da, deci practic îl zic la pătrat, vine minus 2 AB și face din omul... Ați înțeles copii? Da. Haideți să încheiem, dar să-l lăsăm și pe mare copii. Așa, măcar că din mare copii. Așa, sinteza orei. Sinteza orei. Ce-am făcut? Am făcut lățimea unui pregunt este egală cu unitate de măsură pentru... Deci, perimetru, aria... Transformări, face transformare. Și a pătrat, da? Da. Unități de măsură. Da, unități de măsură. Pentru lungime, pentru aria. Pentru... lungime. Pentru aria. Pentru suprafață. Da. Și facea formule de altă lucru. Așa. Și transformări în multipli și multiplori. Da. Dar și în comune astea ne-am văzut și asta. Mai. Multipli. Și sub multiplic. Da. Deci, vreau să vedem și pe... Formulele nu mai trecem, da? Nu, le trecem că... Bine. Formulele au fost dezvoltate, au fost, da. Da.
Bine, la revedere, uite, dacă îl urmăriți pe Coco online și să ajutați toată lumea, Marion. Da, bine.